se numește Biblia, se numește Cartea Minunată a lui Dumnezeu. Auziți, dragilor, acum vine ceva mai greu și din păcate e la modă ce urmează să zic acum. În lumea în care trăim, foarte mulți sunt posedați. Bețivii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Uitați, eu aici am sirop. Sirop de la galben, de oranj, da? Și cu apă minerală. Vedeți? Uite, aici este apă minerală. Eu astea folosesc. Nu folosesc niciun pic de alcool. Folosesc doar apă cu sirop sau apă minerală goală. Uitați-vă, vedeți? Aici e apa și aici e siropul. Să vedem ce rezultat are. Vedeți că e galben. Uitați. Și acum s-a făcut galben. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă... Ce înseamnă? Asta înseamnă... Ce înseamnă, mă spune, ce înseamnă? Asta înseamnă că apa și cu siropul împreună au devenit suc. Vedeți? Apa și cu siropul s-au făcut una. Dar vreau să vă mai spun ceva. Câte vedeți voi aici? Câte sunt aici împreună? Trei. Trei sunt împreună. Cum mă trei, că eu văd una? Mă, trei sunt. Cum mă, că eu văd numai una? Văd o sticlă și suc. Da. Toate trei formează una. Uite. Sticla, apa și siropul. Una sunt. Una. Când te uiți, vezi una, da? Așa e Hristos, Tatăl și Duhul Sfânt. Una sunt. Așa cum siropul acesta acum este în apă și apa este în sirop. Uitați-vă. Care e apa acum? Păi nu știu, că văd numai galben. Înseamnă că e numai sirop. Nu, că e și apă. Care este siropul? Păi e la galben, dar stai că e și apă. S-au făcut una. Așa a spus Hristos. Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Și noi doi suntem una. Și cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici, arată-L pe Tatăl? Nu crezi că eu, care sunt siropul, sunt în apă? Sau eu, care sunt apa, sunt în sirop? Și suntem una. Uite, ai văzut apa, acum e sirop. Înțelegi, dragul meu? Așa este Tatăl, Fiul și Duh Sfânt. Exact cum suntem noi, trup, suflet și Duh. Dragilor, înțelegeți că bețivii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Cum stai la capitolul alcool? Te mai îmbeți? Te mai îmbeți? Mai bei țuică, mai bei pălincă, mai bei bere, mai bei coniac? Mai bei orice altceva? Adică orice fel de băutură alcoolică mai bei? Dacă da... Dacă bei alcool și te îmbeți, ascultă-mă ce spun. Nu vei moșteni împărăția lui Dumnezeu, indiferent de adunarea la care mergi, indiferent de religia în care ești. Nu vei moșteni, spune Biblia, nu eu. Bețivii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dragule, dacă vrei să moștenești împărăția lui Dumnezeu și ai patima alcoolului, patima beției, trebuie să te lapezi de beție, de alcool. Trebuie să vii la Hristos și să recunoști păcatul și să-i ceri ajutor. Pentru că bețivii, spune Biblia, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Întrebarea este, tu vrei să moștenești împărăția lui Dumnezeu sau nu? Dacă da, atunci vei veni la Hristos. Dacă zici nu, nu mă interesează, atunci vei sta în continuare indiferent. Deci bețivii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și urmează ceva mai greu, îmbuibările. Îmbuibarea de mâncare.
cum stai și cum stau și cum stăm la capitolul îmbuibare. Vreau să spun ceva. Atunci când noi, eu și tu și noi, mâncăm până ne doare burta, se numește îmbuibare. Dacă mâncăm să nu rămână în farfurie, dacă simțim că ne-am săturat, dacă ne simțim sătui și noi tot mai băgăm în noi, tot mai băgăm să nu rămână pe masă sau să nu vină altcineva să o ia și ne doare burta și spunem, am mâncat cam mult acum, mă doare burta. Aia înseamnă în fața lui Dumnezeu îmbuibare. Cum adică? Adică Dumnezeu nu vrea să mâncăm atât de mult încât să ne doară burta. Adică să ne îmbuibăm. Dragule, tu te-ai mai îmbuibat? Trebuie să recunosc că câteodată și eu am căzut la examenul îmbuibare. Trebuie să recunosc. Adică am mâncat și copiii au mâncat și ei, am 10 la număr, așa, și la unii au rămas în farfurie. Și ca să nu arunc la gunoi, mai ales carnea, mie îmi place foarte mult carnea, carne de pasăre, carne de pui, să nu arunc la gunoi, am mâncat eu. Și câteodată m-am simțit că mă doare burta, eram cam plin. Și am zis, am mâncat cam mult, mă doare burta. Asta se numește îmbuibare și se mai numește păcat. Ne mai pocăim de îmbuibări. Ne pocăim de îmbuibare. Aici Biblia spune că cei care se îmbuibează nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Îmi pare ciudat. Cum adică? Mâncat și m-am săturat, mă doare burta un pic, nu moștenesc împărăția lui Dumnezeu? Nu! Păi cine a spus așa? Pavel. Și a mai spus și Hristos? Da! Cum a spus Hristos? Vai de voi care sunteți sătui acum, pentru că voi veți flămânzi. Păi stai un pic, Doamne! N-am voie să mănânc până mă saturi? Până mă saturi? Voi veți flămânzi. Dacă mănânci să te îmbuibi, păcat. Să ne ierte Dumnezeu, căci de câte ori ne-am îmbuibat. Aici, la examenul acesta, cad mai mult oamenii bogați. Oamenii care au de toate, care pun multe pe masă. Omul sărac, săracul, ciugoale și el ce are pe acolo. Zice, nu prea am ce să vă dau copii de mâncare, vă dau și-o ce am și dă-l în parte la fiecare și ăsta nu se poate îmbuiba, că nu are așa multă mâncare. Dar sunt oameni care au de toate pe masă, și felul întâi și felul doi, și prăjitură și desert și multe. Și înghețată, și lebeniță, și struguri, și de toate. Mănânc din aia, mănânc din aia, mănânc din aia, și domnul meu, burta! Mai ales de sărbători. Sau mai ales la mesele de dragoste. Când sunt mese de dragoste la biserică, mergem la grătare, de exemplu, când se mai fac grătare așa cu adunarea, ne ducem acolo și când vedem atâtea bunătăți, mă, zicem, acum suntem aici, avem ocazia să mâncăm mult, mă! Că nu ne întâlnim în fiecare zi cu așa ceva. Și ne umplem farfuria cu multă carne, cu salate, cu de toate, cu sarmale, cu friptură, băgăm acolo. Și apoi venim cu farfuria și o punem pe masă și acum băgăm în stomac. Băgăm până nu mai știm de noi. Îmbuibare. Ne îmbuibăm. Că dacă am mâncat doar atât până ne simțim sătui, n-am păcătui. Dar dacă mâncăm până simțim că ne doare burta, păcătuim. Domnul să se îndure de noi. Să nu ne mai îmbuibăm. Apoi, pe lângă toate acestea, zice și alte lucruri asemănătoare. Alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei care fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Păi să vedem care sunt acele lucruri asemănătoare. Auziți? Alte lucruri asemănătoare cu acestea. Să vedem care mai sunt. Îngrozim! De ce? Pentru că avem mult de luptat. Auziți, în Timotei 2, Timotei capitolul 3, ce spune acolo?
Să știi că în zilele din urmă sunt vremuri asemănătoare cu cele care le-am citit. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Dar de ce vor fi vremuri grele? Căci oamenii vor fi iubitori de sine. Acolo în ce am citit prima dată nu spunea despre iubirea de sine. De aceea am spus și alte lucruri asemănătoare. Acum ne vorbește despre iubirea de sine. Adică oamenii care se iubesc pe ei foarte mult, păcătuiesc. Oamenii vor fi iubitori de sine, de ei înșiși. Și pentru că se vor iubi foarte mult pe ei, vor căuta doar folosul lor. Biblia ne învață să căutăm folosul altora. Dar nouă nu ne place să căutăm folosul altora. Nouă ne place folosul nostru. Aduceți-vă aminte de ce a spus Mântuitorul despre omul căzut între tâlhari. Pe acolo au trecut trei persoane. Două nu s-a îndurat. Doar un samaritean, al treilea, s-a îndurat. Așa, vameșul și fariseul care a trecut pe acolo, așa, oamenii aceștia au fost egoiști. Nu s-au plecat la cel căzut în drum ca să-i dea o mână de ajutor. Dar samariteanul cel milos s-a plecat, a văzut ce problemă are omul, a văzut că este rănit de la bătaia care a luat-o, a luat vin, că a avut vin cu el. Pe vremea aceea oamenii foloseau vinul și nu era păcat. Acum de la Hristos încoace lucrurile s-au schimbat. Spune că a luat vin și a uns rănile, l-a pus pe măgar și l-a dus la un han, l-a dat în grijă celor de acolo și a plătit și bănuți pentru el și a spus că îi va mai da dacă va mai cheltui cu el la întoarcere. Omul acesta a fost altruist. Samariteanul cel milos a fost un om altruist, nu un om egoist. Cel care este altruist ajută pe alții. Cel care este egoist n-ajută pe nimeni. Mie să meargă bine. Domnul Iisus Hristos să te binecuvinteze cu toată familia ta, frate, mulțumesc, Lidia, mulțumesc. Și pe tine să te binecuvinteze Domnul și toată familia pe care ți-a dat-o Domnul. Deci, dragilor, Biblia spune că oamenii vor fi iubitori de sine și pe lângă toate acestea mai spune că vor fi și iubitori de bani. Am băgat pe aici câțiva mărunțiși, euro. Pentru că trăiesc în Germania, eu am euro, nu am lei, da? Ia. Oamenii vor fi iubitori de bani. Wow! Wow, ce să fac să câștig mai mult? Mi se pare puțin, vreau mai mult, rup orice, nevastă, da măi omule, auzi că l-așa a făcut casă mare, mă, no și? A muncit omul, a mers prin străinătate și a lucrat ca să câștige cu multă hărnicie. Auzi, nevastă, ce vrei mă omule? Vezi că vreau să mă duc și eu prin Spania sau Italia sau Germania. De ce? Să câștig și eu. Tu nu vezi că vecinul s-a îmbogățit, a făcut casă mare. Ia uite ce mașină are în curte, măi nevastă. Și nevasta zice, mă glumești? Nu glumesc. Nu vrei casă mare? Ba da. Nu vrei mașină frumoasă? Ba da. Măi nevastă, dar să știi că dacă mă duc în Spania, Italia sau Germania sau în altă țară, să știi că tu va trebui să stai acasă singură pe o perioadă delungată. Păi cât? Păi 3 sau 4 luni. Stai singură? Dar cum să nu stau, dragul meu? N-o du-te să-mi iei casă mare, mașină și dacă se poate să-mi faci și piscină. Și se duce săracul bărbat într-o țară depărtată pentru mai mulți bani. Și nevasta rămâne acasă singură. Rămâne nevasta acasă singură, fără iubirea bărbatului ei. Și bărbatul este singur printre străini, fără iubirea nevestei lui. Și cine îi desparte? Banul. Banul îi desparte. Biblia spune să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de sos, doar prin buna învoială, ca să nu vă ispitească Satan. Păi, dragul meu, când tu te duci în străinătate, departe de familia ta, departe de soția ta, tu nu te mai despați de soția ta, nu stai la distanță de ea, cum te lupți? Că Biblia spune să nu vă lipsiți
unul pe altul de datoria de soț. Nu ți se pare că e mult cam mult, cam mult 2, 3, 4 luni, 5 luni? Să stai departe de soția ta? Foarte multe familii s-au destrămat din pricina că au vrut mai mult. Soțul a găsit pe altcineva în țara în care s-a dus. Femeia a fost curtată de un făt frumos care era un vecin al ei. Femeia a răbdat o săptămână, a răbdat două, a răbdat o lună, a răbdat trei și n-a mai putut. Și a acceptat la făt frumos. Și apoi bărbatul care este în altă țară a aflat că soția îl înșală. Sau invers. Ce s-a întâmplat? Au băgat divorțul. De ce? Pentru că au devenit geloși. Cum? M-ai înșelat? Ți-ai bătut joc de mine? Gata, despărțim! Ne despărțim! Bă, dar stați un pic așa, mă! Păi unde e casa cea frumoasă și mașina și piscina și banii milioanele din bancă? Mă, bă, de ce vă despărțiți? M-a înșelat! Cine a dat prilej? Cine i-a dat prilej la nevastă sau la bărbat să cadă în păcat? Deci, soțul a dat prilej la soție, că a lăsat-o singură, și soția a dat prilej la bărbat pentru că l-a trimis singur într-o țară depărtată unde a stat 3, 4, 5 luni fără ea. Dragilor, vreau să vă spun că cea mai puternică ispită omului este sexul. Trebuie să recunoaștem. Rabzi o săptămână, rabzi două, dar nu mai poți. Vreau să spun că, uite, și soți foarte mulți au căzut. La capitolul acesta au căzut în păcat și în tot felul de păcate. Vreau să vă spun, înainte ca să mai continui cu cuvântul lui Dumnezeu, că cu mulți ani în urmă, un frate pe care îl cunoșteam foarte bine și cu care am avut multă părtășie, îi cunoșteam familia foarte bine, așa a vrut și ei să se îmbogățească pentru că a văzut că alții s-au îmbogățit și așa a făcut ei mulți copii împreună, așa au făcut foarte mulți copii, așa, soția s-a hotărât să plece peste otare. S-a dus ca să câștige și ia un ban mai mult. Dar, dragilor, când soția s-a dus peste otare, a fost curtată de altcineva. Că cel rău necuratul, care este destrugător de familii, nu doarme. Zice, acum e singură, acum e ținta noastră sau e singur. Hai să-l ispitim, hai să-l facem să cadă în păcat, să-i distrugem familia și apoi să-l ducem în iad. Femeia aceasta care s-a dus este din județul Sibiu, dar nu vă zic orașul. Așa, femeia aceasta care s-a dus peste otare, probabil bărbatul ei bănuiește că a trăit cu cineva. De ce? Pentru că atunci când s-a întors din țara în care s-a întors, femeia lui a fost alta. El a spus, mă, bănuiesc că s-a culcat cu altcineva. A trăit cu altcineva. De ce? De unde știi? Pentru că s-a schimbat total. Se comportă altfel cu mine. Și nu în bine, și rău. Înainte era așa, era așa. Acum s-a schimbat negativ. Iată ce face banul de peste otare.